Despre ceea ce se întâmplă astăzi la Palatul Parlamentului discutăm cu invitații noștri la această oră. Ramona Mănescu, europarlamentar. Bună ziua! Bună ziua! Radu Stroie, secretar general al Partidului Național Liberal. Pare în acest moment ca balanța să încline în favoarea celor care își doresc un vot pe listă, după ce aseară delegația permanentă a dat un vot pentru această propunere. Ce credeți că se va întâmpla astăzi? Am asistat la un discurs extrem de critic din partea Călin Popescu-Tăricianu la adresa acestei propuneri cu care vine Călin Antonescu. Eu zic că semnalul dat de delegația permanentă ieri a fost foarte clar în favoarea propunerii președintelui Călin Antonescu, acela de a avea un vot pe listă. Și cred că ceea ce se întâmplă astăzi era necesar atâta timp cât există o propunere contestată și pe larg dezbătută. Acest for era singurul, poate, cel mai potrivit pentru a clarifica și pentru a decide dacă acest vot este într-adevăr dorit de membrii Partidului Național Liberal. Și în felul acesta, sigur, putem să mergem mai departe cu o echipă care să se pregătească cu un proiect politic foarte solid pentru următoarea perioadă, pentru că la modul în care PDL-ul conduce România, trebuie tot timpul să fie pregătit. Ce se va întâmpla dacă acest proiect, această propunere a lui Călin Antonescu nu va trece? Dacă propunerea lui Călin Antonescu nu va trece, sigur vom merge probabil mai departe cu forma veche a statutului. Sau rămâne în această cursă Călin Antonescu? Călin Antonescu a spus foarte clar că nu va rămâne în cursă dacă nu trece această formulă, pentru că sigur, Călin Antonescu își asumă și propune un proiect politic. Își asumă acest proiect politic alături de o echipă. Este absolut normal și este dreptul lui Călin Antonescu să decidă dacă vrea să meargă în continuare, dacă nu trece propunerea de statut sau nu vrea. Riscăm să fim priviți ca joană la Congres, unde colegii au hotărât să-l concedieze, unul din motive fiind inconsecvența. Există riscul ca ziua de astăzi haideți să vă spun un lucru. Ce s-a întâmplat la PSD? Marea majoritate sau, mă rog, o mare parte dintre colegi, dintre membrii PNL, îl susțin pe Călin Antonescu și îl susțin pe Călin Antonescu pentru un motiv foarte, foarte simplu și evident. Călin Antonescu este liderul care a reușit să aducă o creștere a Partidului Național Liberal pe care niciun alt lider, să fim foarte cinstiți, nu a reușit-o până acum. Proiectul politic al lui Călin Antonescu este foarte puternic și este consecvent cu ceea ce Călin Antonescu a reușit în ultimul an, cel puțin. Deci, din punctul acesta de vedere, eu nu văd niciun fel de inconsecvență și în beneficiul Partidului Național Liberal este păstrarea lui Călin Antonescu, susținerea lui Călin Antonescu și a programului politic care mie mi se pare liberal 100% și susținerea lui în acest demers împreună cu o echipă pe care el să se poată baza și cu care se poate aduce în continuare creștere a Partidului Național Liberal. Deci, din perspectiva Orban spunea că 90% din cei prezenți astăzi la Congres, 90% nu sunt de acord cu astfel de variantă de vot, pe care o consideră nedemocratică. Pe ce se bazează Ludovic Orban? Dumneavoastră spuneți că marea majoritate a celor prezenți aici susțin ideea lui Călin Antonescu. Exact. Și este și semnalul, pe care delegația permanentă l-a dat ieri. Există riscul producerii unor rupturi în Partidul Național Liberal după ziua de mâine? Vă așteptați ca unii colegi să părăsească această formațiune? Nu există cu siguranță riscul unei rupturi în Partidul Național Liberal. Probabil că vor fi câțiva nemulțumiți care vor părăsi partidul, dar oportuniști sunt peste tot, în toate partidele, așa că nu este asta nu o să facem o tragedie din asta. Vor rămâne foarte mulți alături de Partidul Național Liberal. Vor fi doar câteva excepții care, sigur, nemulțumiri există, de asta și există și dezbatere pe această propunere, dar orice dezbatere este binevenită, nu înseamnă neapărat că cei care nu vor câștiga vor pleca. Eu nu am auzit până acum pe cineva spunând că în funcție de vot va rămâne sau va pleca din partid. Dacă se va întâmpla așa, sigur nu. Oricum, noi nu putem da nume și mă îndoiesc că cei care vor pleca sunt adevărați liberali, dacă vor pleca.
Ce șanse îi dați lui Crin Antonescu să rămână președinte al Partidului Național Liberal în continuare pentru un nou mandat? Eu personal îl susțin pe Crin Antonescu și am încredere că votul de ieri din delegație este un vot care ne arată foarte clar care este trendul și astăzi în votarea statutului. Eu cred că are toate șansele să candideze mâine la funcția de președinte. Mulțumim foarte mult pentru prezența alături de noi în studio. Iată, o zi extrem de importantă în Partidul Național Liberal. Astăzi se va decide modalitatea prin care va fi aleasă noua conducere a formațiunii politice. Crin Antonescu pare să aibă în acest moment cele mai multe șanse pentru a câștiga un nou mandat la șefia Partidului Național Liberal.